Foarte tare ideea să-ți faci concediul pe bicicletă. Producătorul nostru general, Adrian Ivănescu, face asta, pleacă împreună cu fiul să pedaleze câteva zile. Până la destinație, duc bicicletele pe mașină. Problema este dacă nu ai autoturism personal, căci trenurile care circulă spre mare, de pildă, nu permit transportul bicicletei. Spre munte, unele garnituri acceptă. Dar urmează un dar, oamenii plătesc pentru asta 15 lei pe lângă bilet, evident, indiferent de destinație. Reporterii Observatorului au verificat cât de ușor sau dificil este pentru un turist să-și ia bicicleta în concediu. Haideți să vedem câteva imagini. E vreun tren care să meargă spre mare în care să mă pot urca cu bicicleta? Nu, nu are niciun vagon de bicicletă. E foarte multă lume care vrea să meargă la munte cu bicicleta. Oricum, nu au ce soluție să facă, trenurile astea sunt. Yes, in France we have some the vegan not all the vegan but emplacement places in the wagon to put bicycles. Până să avem și noi trenuri cu vagoane speciale pentru biciclete, cum au francezii, putem să ne luăm bicicleta pe mașină. Dar este o nevoie de un suport special care costă cam 400 de lei, plus accesorii suplimentare, cum ar fi setul de bare transversale cu ajutorul căruia bicicleta poate fi fixată foarte bine. Sau mai simplu, să închiriem o bicicletă. În multe destinații turistice avem varianta asta. O oră de pedalat costă între 5 și 7 lei, iar o zi între 50 și 100 de lei în funcție de model. În Constanța, spre exemplu, bicicletele pot fi luate chiar și gratuit pentru 2 ore. Cu mai multe detalii vom reveni însă ora următoare.